Închiderea frontierelor de către statele lumii au făcut imposibile turneele atât de importante pentru artiști. Chiar și festivalurile, mai puține la număr, au trecut pe online. Este și cazul festivalului Maria Bieșu de la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, unde, după ce au fost susținute câteva spectacole în format clasic, inclusiv premiere, s-au mutat toate în spațiul virtual. În ciuda tuturor dificultăților, anul acesta în Moldova s-au filmat diverse produse cinematografice și chiar au avut loc lansări de film, scurtmetraje sau documentare. 2020 iese în evidență cu premiera a două scurtmetraje, Subterana și Jucătorul. Ultimul a fost prezentat publicului în luna octombrie acestui an. В том, что у нас уже полгода как закрыты все кинотеатры в стране, и на самом деле очень много людей хотели сегодня прийти, потому что у людей все-таки есть голод по отсутствию кино. И вот наш, можно сказать, наш премьер такой глоток воздуха для любителей кино в Республике Молдова. Au fost lansate și două lungmetraje, Carbon și COVID-19. Peliculele sunt filmate într-un alt fel de format, adaptate la starea actuală. În ultimul an au mai fost realizate și trei scurtmetraje, care și-au găsit deja locurile la festivalurile internaționale. Anul 2020 a demonstrat că cinematografia are nevoie de investiții, deoarece oamenii au nevoie de cultură, iar producția cinematografică din țara noastră este înalt apreciată. Часто очень наши режиссеры, они заканчивают съемки фильма и не знают, что с этим фильмом дальше делать. Выставляют его на YouTube, выставляют его в Facebook. Это не очень здоровая тенденция для индустрии. То есть это, как я и сказал, это именно индустрия. Индустрия предполагает прибыли и деньги. Это, естественно, никто не отменяет магию кино, но чтобы она была здорова, нужно относиться к этому как к бизнесу. Nici expozițiile nu au fost puse pe stop, deși muzeele și-au schimbat conceptul de activitate în contextul pandemiei. Astfel, au apărut excursiile online. În orașe și sate, ansamblurile artistice au făcut repetiții pe diferite platforme de internet. Teatrele noastre nu și-au întrerupt munca nici pentru o zi, iar repetițiile aveau loc în aer liber și online, chiar dacă artiștii duceau dorul spectatorilor. Astfel, Teatrul Dramatic Rus Cehov a avut premiera piesei Tort pentru Napoleon de Jiří Gubáček. Teatrul de Păpuși Lucurici le-a prezentat micilor spectatori două premiere, una dintre ele Balul de Anul Nou. Și Teatrul Mihai Eminescu a venit cu două piese noi. Anul acesta nu a fost doar dificil, dar și tragic pentru Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret Sulițe Rău. Юрий Хармелин. Именно в этот год ушел наш основатель, наш учитель, наш друг Юрий Хармелин. И теперь мы пытаемся жить без него. Мы учимся жить без него, но он оставил нам прекрасное наследие. Любовь к театру, любовь к вам, дорогие зрители. Мы выпустили в этом 43-м сезоне уже новые три премьеры. Printre premiere și un spectacol montat pentru Ziua Victoriei, Vasile Tiorkin de Twardowski. 2020 a fost marcat de 75 de ani de la victoria în Marele Război pentru apărarea patriei, pe fondul restricțiilor impuse de pandemie. Evenimentele culturale au dobândit o nouă interpretare. Filarmonica Națională. În 2020 am pierdut nu numai vieți omenești, ci și o parte importantă din patrimoniul cultural al țării. Clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunkeviciu din Chișinău a fost înghițită de flăcări în data de 24 septembrie. Valeria Barbas este artistă și compozitoare. Ea a cântat de nenumărate ori pe scena filarmonicii, iar după incendiu a devenit voluntar pentru a putea strânge dintre ruine tot ce a mai rămas din bunurile neprețuite ale filarmonicii. Lucrurile recuperate, instrumente muzicale, partituri, le-a expus publicului. Aceste ziduri au auzit multe și au văzut multe. Mi se pare că ele păstrează sufletul filarmonicii. Dacă la început mi-a fost frică să mă apropii din cauza șocului cultural, apoi de-a lungul timpului m-am obișnuit și s-ar putea spune că am găsit în acest spațiu, în starea actuală, un fel de armonie pentru mine. Dacă anul 2020 a lăsat oamenii din domeniul culturii fără spectacole și publicul fără bucuria revederii cu actorii sau muzicienii îndrăgiți, pandemia nu le-a putut lua oamenilor dragostea pentru artă, iar artiștilor bucuria de a face ceva nou. Un exemplu sunt actorii de la Teatrul Totem. Конечно же, как и для всех, 2020 год был непростым годом для свободного театра Totem. Мы отработали всего 5 месяцев из 12, однако были и хорошие моменты, например,
У нас в труппе теперь 16 артистов, молодых, но перспективных. Также к нам пришли заслуженные деятели искусств Республики Молдова и начали ставить свои спектакли. И также мы выпустили 5 премьер, 5 новых спектаклей в 2020 году. Мы ждем вас в нашем театре и помните о том, что без зрителя театра не существует. Здоровья вам и счастья!